Bun găsit, Giurgiu, bun găsit, giurgiuveni, mai bine spus, bine v-am regăsit. Continuăm să filmăm în direct și să transmitem în direct pe canalul Sfântul Gheorghe, acolo unde clubul nautic San Giorgio organizează a treia ediție a Paradei Ambarcațiunilor. Colegii noștri vă oferă deja imagini dinspre canalul, pe mijlocul canalului. Între noi fie vorba, foarte scăzute apele astăzi. Imagini deci dinspre apă, spre podul Bizet, acolo s-au strâns câteva sute de giurgiuveni curioși să vină să vadă apa, să vadă embarcațiunile și să sprijine această mișcare nautică pe care o merităm, dar pe care trebuie să o și dezvoltăm în același timp. S-au strâns în fața podului Bizet câteva embarcațiuni cu pescaș mai mic, urmează să vină și cele cu pescaș mai mare și să se apropie de pod în măsura în care cotele le permite. Acum colegul meu filmează o navă cu vele, care încearcă să se apropie de pod. Vor veni și alți. Una peste alta, eu am să las comentariile deoparte și să, pentru că imaginile vorbesc mai mult decât 1000 de cuvinte. Am revenit în direct și cu sonor de data aceasta, nu numai cu imagini de la Parada Embarcațiunilor de pe canalul Sfântul Gheorghe.
Sunt bărci care la prima vedere par destul de mici, dar care au încercat, testând adâncimea apei, au încercat să apropie mai multe bărci. Nu se poate. Sunt zone, sunt praguri în care apa are 30 de centimetri efectiv. Una peste alta, mai sunt nave care pot trece de acest prag. Le vedeți cum se apropie. În încercarea de a ajunge în grațiile publicului, mai aproape de public, spuneam mai devreme că sunt câteva sute de studenți veniți pe podul Buzet, vizez să încurajeze această paradă a embarcațiunilor organizată de Clubul Nautic San George. O încercare frumoasă, spunem noi. De ce am stat în casă și n-am ieșit în aer liber? De ce n-am venit să vedem o plimbare pe apă? Chiar să facem o plimbare pe apă, pentru că după această paradă, publicul este așteptat la canalul San, la pontonul San Giorgio, acolo unde organizatorii vor premia încă o dată, da, pe cei 11 temerari giurzeni care la Tulcea, la finala națională a concursului România de în canotcă, echipaj 10+1, au luat locul 3, un loc nemaipomenit, deci vor fi premiați. Acum, în continuare, vedeți și mici embarcațiuni care se apropie de noi și vor merge spre podul Bizet. Las în continuare imaginile să vorbească, vom reveni și cu sonul.